primarului general al capitalei Sorin Oprescu. Potrivit DNA, Oprescu era filat de aproximativ 5 luni, iar acest lucru era bănuit, de vreme ce oamenii apropiați edilului deschiseseră și câteva conturi speciale pentru ca șpaga să nu fie primită direct. Mai mult, șoferul primarului avea grijă ca Mita să ajungă la șeful său. Andreea Traicu vine cu ultimele amănunte din această anchetă, ce a dus deja la arestarea preventivă a primarului capitalei. Andreea, bun găsit, ce informații au mai apărut? Bun găsit, în referatul cu propunerea de arestare preventivă care îi vizează pe apropiații lui Sorin Oprescu și ne referim aici atât la funcționari publici cât de asemenea și la fostul șofer al acestuia, reiese faptul că întreaga grupare ar fi fost filată de cel puțin 5 luni de procuror, pentru că fac referire anchetatorii în referatul cu propunerea de arestare preventivă și la imagini surprinse în timpul filajului, dar de asemenea și redau și interceptări și discuții înregistrate. Astfel, reiese din același document faptul că oamenii lui Sorin Oprescu ar fi deschis conturi speciale prin care mita era, banii primiți cu titlu de mită circulau astfel încât să ajungă la destinatari. De altfel, cel care avea grijă de banii care urmau să ajungă în posesia primarului era fostul șofer al acestuia, care lucrase ulterior și la administrația cimitirelor, însă a demisionat tocmai pentru a se putea ocupa mai bine de aceste afaceri. De altfel, există, se face referire în dosar și la un om de afaceri prin intermediul căruia se făceau aceste tranzacții. Practic, acesta fusese pus în fruntea unei societăți comerciale tocmai pentru ca gruparea să își poată efectua în mai multă siguranță afacerile, pentru ca banii tranzacționați să ajungă în conturile firmei pe care o conducea, iar ulterior în buzunarele funcționarilor și în buzunarele primarului capitalei. Așadar, fostul său șef este cel care se ocupa de distribuirea banilor între Sorin Oprescu și directorul economic din cadrul primăriei capitalei. Sunt informații noi apărute în referatul cu propunerea de arestare preventivă care îi vizează pe ceilalți 5 reținuți în acest caz, potrivit unor informații, cei care lucrează la Centrul Cultural al Palatului Mogoșoaia sunt cei care și-ar fi recunoscut vina în acest caz, atât în fața procurorilor cât și în fața judecătorilor. În ceea ce îi privește, ședința de judecată s-a terminat în urmă cu aproximativ jumătate de oră, iar la ora 19 vor afla dacă vor fi sau nu arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.